Y ya vos regresas a un nou episod de Jack, la un nou joculeț pe canalul ăsta, Jack Smith. Da. Și este prima versiune pentru că cei care au creat acest joc nu s-au mai bine dispus să mai facă și o nouă versiune, așa că da. O să ne punem numele Andrei YouTube. Da? Așa, așa, așa. Deci... Asta e și povestioara. Da. Deci, acest șoarece a furat prințesa și noi acum ne luptăm pentru ea. Ați înțeles? Și sunt diferite dintre ăștia și noi suntem acest măgar. Care este fierar și noi aici trebuie să ajutăm, noi o să avem grijă de, o să luptăm, da, nu-i destul de pentru asta reclamă, nu vă jucați acest joc, doar dacă vă place, dacă nu vă place să nu jucați, da. Armata aceea vine la noi și o să și noi îi ajutăm ca să să omoare da. Ăștia sunt cei care au fost trimiși de acel rău. Da. Și noi trebuie să craftăm. Da, eu știu jocul pentru că atunci când eram mic îl jucam și îmi plăcea la nebunie. Eram pru la jocul ăsta. Eram foarte, foarte, foarte bun. Și din câte vedeți trebuie să... Nu tragem acum. Tragem acum. Și cât mai încet să curgă puțin, nu mult, pentru că dacă o să curgă mult decât la sfârșit să curgă mult, dacă o să curgă mult o să iese strâmbă și urâtă. Dar noi nu vrem așa ceva, așa că o să o facem mai frumoasă. Noi n-avem nevoie de așa informații pentru că noi deja știm. Am făcut o cafea. Da, n-am mai jucat jocul de mulți ani, de când aveam eu vreo 3-4 ani. Și vă dați seama câți ani sunt, dacă am 9, câți ani sunt de atunci. De fapt am 10, pentru că în noiembrie o să fac cu 10. E anul acesta. Uite, vedeți? A ieșit puțin urât acolo. Și nu trebuie să iese așa ceva. Dacă iese așa ceva, o să fie mai urât. Și trebuie să... Da. Și nu uitați de like, subscribe, share, să scrieți în comentarii dacă vreți
dacă vreți să continuăm acest joc. Da, să ne scrieți în comentarii toate astea, pentru că este foarte important. Da, noi facem acum o testă din nimic. Da, le facem din ceva foarte bun. Da, pe telefonul mamei mele sunt deja la... Să facem așa, o șură. Perfect. 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 Da, uitați, e prima, nu chiar prima. Și când eram mic făceam atât de bine, dar când eram mic am terminat jocul și am zis tatălui meu: "Tati, nu o să mai bage și altă versiune." Și tatii meu a spus că nu știu, tati, pentru că nu știu, tati, și am fost foarte trist. Da. Și după cum vedeți, n-am mai băgat altă versiune, dar acum peste mulți ani am descoperit jocul și am zis să, pentru canalul nostru, să îl jucăm, pentru că este foarte frumos. Da, poate în videoul următor o să facem o promovare. Da, dar de ce să nu facem chiar acum? O să vă fac promovare la Bogdan Găman, pentru că și are și el nevoie de mai mulți abonați. Așa că vă rog din toată inima să vă abonați și la Bogdan Găman, pentru că este un YouTuber foarte bun, pe cinste. Așa că abonați-vă, intrați acolo și abonați-vă. Da. Cam atât a fost cu arta asta. O să trecem la următoarea artă. Credeți că o să termin, nu? Nu se termină. O să facem videoclipul mai mare. Până pe undeva pe la nivelul 5. Sau scrieți voi în comentarii cam pe la ce nivel o să vreți să facem. Da, din păcate Minecraft nu o să postăm astăzi. Reclamăm, v-am spus, ignorați-le, da? Ne-a dat și arcul. Uitați, la ultimul punct o să fie foarte greu. Pentru că termină arta și o să vină alte... Da, acum cățelușul ăsta ne spune ce o să urmeze, să... luptăm cu ele, pentru că el se urcă sus pe rulota aceasta și o să, da, vine un arcaș și cere un arc și noi o să facem din bronz, o să facem din copper, dar deocamdată așteptăm să vedem ce vine. Vine tot un arcaș. Da. Mai vine un arcaș.
Stăm să mai vină unul. Da, așteptăm acum. O să mai vină unul, așa că am pregătit acolo. O să mai vină unul. Așteptăm pentru că nu vrem să facem un arc și să vină o sabie. Vrem să facem o sabie mai bună decât un arc. Da. Scuzați sunetele după fundal dacă auziți. Da, sper să vină sabie. Da? Dumnezeu mă ascultă. Deci o să facem sabie din bronz. Nu, nu o să ies. Pentru că o să rămână asta mai mult și o să se strice sabie. Da. Acum o să ieșim. Și o să începem cu asta. O să punem cu asta. Da, scuzați astea. Aoleo. Da, Facebook-ul mamei. Da. Să facem și acest arc. Repede, repede, zor. Da, această promovare este a verișorului meu. Și vă rog din toată inima să vă abonați la el, pentru că are doar 3 abonați, noi avem mai mulți. Suntem mai mulți abonați, așa că vă rog să vă abonați. Pentru că o să se bucure și el să aibă mai mulți abonați. Da. Arcul trebuie făcut cu mare atenție, pentru că de fapt toate trebuie făcute cu mare atenție. Ce vorbesc? Nu o să punem așa ceva. Nu ascultați, mai mult mă încurcă asta decât să mă ajute, așa că dacă descărcați jocul și sunteți începători, ascultați-l, dar eu nu l ascult pentru că nu sunt începător, am mai jucat de 1.000.000 de ori, când eram mic, și pe telefonul mamei mele n-a filmat pentru că ea, o să vă spun un mic secret, ea n-are YouTube. Good. Perfect. Da, am greșit acolo la vârf. Acolo am greșit. Că puteam să fac și pe la sus.
A doua bătălie. Da. Cu acest cer trebuie să dați în toate astea ca să câștigați bani. Da. Poate vă întrebați ce e cu găurelele alea de acolo. Găurelele alea. O să vină niște bombe. Și la cățeluș acolo unde vedeți voi o să aibă un tun. Și apăsați pe bombe de două ori. Sau o dată. La mine de două ori. Și o să dea cu tunul. Mie place muzicuța. Da, vedeți, a spart unul dintre ei. La un moment dat o să țin spune cu alte dată. Dar noi sperăm să nu se spargă. Sperăm. Acum nu știu că... Acum nu știu cât de real o să fie. Hardă și cu asta nu puteți să treceți mai departe. De fapt, trebuie să faceți altă mapă dacă vreți să jucați în continuare. Iar și ca reclamă. Urăsc reclamă. Nu le băgați în seamă. Vedeți exact ce vorbeam de acel tun. Deci acel tun. Da, toporul, da, pe telefonul mamei mai am putut să ajung la buzdugan. La buzdugan nu conduce un taur. Gen, nu vine un porc, da, vine o rață și el o să aibă șop. Un șop acolo în spate. Vedeți? Dar noi nu vrem să intrăm deocamdată în șop. Hai să intrăm, să vă arăt. Vedeți? Aici sunt aros. Astea. 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 Da, și cam atât. Bine, noi am putea să ne cumpărăm niște bronz, da? Da, acum trebuie să vină... Vine cine vine? Un arcaș. Da. Ia să vedem cine vine. Un porc. Nu băgați în seamă. Așa. Sperăm să mai vină o abie. Sau un arc, să mai vină. Nu știu. Ce-o veni? A, uite, mângărușul se mai uită și el din când în când. Altundeva.
Da, și acum o să ne apucăm de făcut astea. Deci este 40. N-a pus să te finish, pentru că vrem să terminăm toate astea. În afară de asta, în rest, amândouă fură cu acele cu 100% toate. Thank you.
cam atât a fost și cu bătălia aceasta. Level? Facem? Level 4 este... Wow, cât am luat! Ia! Nu le mai băgat în seamă, v-am spus! Da, toporul, v-am spus că o să-l avem. Ia, ce ne dă? Da, deci când vedeți capră, altceva, știți că vrea, când vedeți capră, știți că vrea topor. Și nu mai trebuie să apăsați pe order, acela. Când vine porc, știți că vrea sabie și nu mai trebuie să apăsați pe order, acela. Nu există să vină porc să vrea arc. Deci nu există. Aici vine porc, vrea sabie, vedeți? La toate acestea a vrut doar sabie. Credeți că dacă nu voia și altceva, nu cerea și altceva? Nu. Gen, dacă vedeți că vine capră, topor. Nici o sabie, nici un arc. Când vine porc, topor. Când, doamne, topor, sabie. Nici topor, nici arc. Când vine pasăre, nici topor, nici sabie. Deci, regulă. Ia, ce vine? Este prima dată când vine așa. Câte una din fiecare. Acum aici. Și intrăm din nou la... Asta. Gata. Uite așa frumos e toporașul. Dar nu știu de ce mai pun neregulă. El crede că eu nu știu, dar eu de fapt știu. Da, asta e mai greu de luat. Gata. Cam prost. Încep mesajele de acum. Oh, lume, hai la circ. Deci ce este? Sabia care e de la mea. Ricochet. Stop.
telefonul ca ai mesaje. Și închide și ușa, te rog frumos. Am asortat sabia. Vedeți? Am asortat-o. Ne, 83 ăsta nu e bun. Și acum stop. V-am mai spus și în videoclipurile anterioare, uit că filmez și mai tac din gură și poate la unora dintre voi chiar nu le place. A, urmează bătălia, o să vă las în pace. Cam atât a fost cu bătălia aceea. Și acum vedem, trecem la următoarea hartă. Nu cred că o să trecem. Băi, nu băgați în seamă nimic. Also waifu, but kind of boring, just healing and stuff. Maybe, I don't know anything about this game to be honest,
But, oh wait, they can all be waifus, right? Boom. Nu bagați nimic în seamă. I like assassins too. Alright, let's go with assassin. Avatar? Yeah, let's go with this one. Oh, we can change the hairstyle as well. Okay. I don't know. Yeah, we can go with that. Is, well, that's fine. And voice, tsundere. În sfârșit s-a terminat. Aoleo, pe undeva pe la următoarea sabie o să încheie. O să încheiem. Așa, așa. Aoleo, aoleo, aoleo. Aoleo, aoleo, mămica mea. O sabie. Știți ce? Cred că o să o facem direct aceasta. Așa. Ne întoarcem repede pe jur. Ne-am întors repede pe jur pentru că ne era frică să nu se ardă, da? Nu ieșim chiar acum. Deci niciodată nu ieșiți când este pe foc. Doar dacă nu dați din asta. Dacă dați din asta și știți că plecați, mai bine nu plecați. Așa că ați văzut acolo, eu n-am dat din ea și am ieșit să văd. Vreau să aveți. Nu mergem acum, oricum că mergem aici. Să... Așa. Aoleu, am pus din greșeală. Așa, și cu asta, acum ne reîntoarcem la prima... Perfect! 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 Mă scuzați pentru ce am făcut acolo. Thank you.
Repede, 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 repede. Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim. Repede, repede. Ne grăbim. Și acum Axul. Opsi. Ops. Așa. Și acum și mergem la bătălie. Da, o să vă las. Ultima bombă a fost trasă, de fericire că am câștigat. Da, ia să vedem. Nu vă dați în seamă. Nu băgați în seamă nimic. Da, cine își descarcă jocul ăsta e cea mai mare bou. Tam, param, tam.
Iar pigmeni de ăștia. N-avem nevoie, domnule, iuhu. Da, facem cu cel mai prost pregătit, că acest scut e cel mai prost. Wow, ce scut! Iertați-mă că am făcut un scut de nimic. Da, uitați de ce nu e fericit că am făcut un scut de nimic. Deci, motorul scut vrem să fie cu noroc. Cupăr. Ia cine vine? Ați văzut? N-am fost atent, am lăsat scutul să se facă urât, după aceea m-am grăbit și ați văzut, niciodată să nu faceți nimic ceva. Mai este puțin și sperăm să ne ajungă. Acesta este fericit. Vedeți, am făcut corect și este foarte fericit. Ok. V-am și spus că așa sunt eu mai tăcut. De ce am mai tăcut din mine? Repede, 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 stop! Tam taram! Asta e sabia. Și cealaltă o facem din... Mai avem? Nu, facem din sticlă. Topo, 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 topo! Repede, repede, că ne grăbim! Ne grăbim la bătălie! Ne grăbim la bătălie! A, v-am spus, îmi place foarte mult să mă prostești să fac una să iubă.
Mamă, direct pasta o pun. Pasta. Ați văzut ce tare am făcut-o? Vedeți ce frumos este? Ce cute! Și acum la bătălie. Bătălia aceasta. Nu băgați seama absolut nimic. Of, Doamne. Aoleo! Ce frică mi-e de ăsta. Mi-e frică. Păi da. Asta o să fie ultimul match. Ia să vedem. Iar vine un de ăsta. Dar sperăm de data asta să-i facem și acestuia bun, că și acesta este foarte bun. Bronz.
Așa. Crystal. Vedem ce o să vină. Scuzați zgomotele după fundal. Deci, am înțeles. O să-l fac din iron. Tom-tom. Dar fac foarte mult din asta și mă doare mâna și de-aia fac tom-tom. Vreau să vă fac de voi să vă. Doamne, e negru. Dacă vă place culoarea negru, scrieți în comentarii. Ia să intrăm aici și văd că golul ajunge, dar ne ajunge cristalul. Hai să facem cristalul. Că tot n-am mai făcut un cristal. Nu m-am mai făcut. Nu știu, vreau să zic să țin la documentarii. Wow! Asta. Wow, e tare, nu? Facem o singură bătălie să se închidem video-ul. Pentru că deja filmăm foarte mult timp. Thank you.
Da, vă las. Astăzi nu uitați de like, subscribe, share, comentariu, dacă mai vreți episoade dintre acestea. Și eu am fost Andrei, la revedere, pa, pa! O să închidem de aici.